Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, iată care sunt știrile. Săptămâna trecută la Frankfurt, în Germania, s-a derulat o nouă ediție a celui mai longeviv și de amploare târg internațional de muzică. Sute de producători din industria muzicală a lumii și-au dat întâlnire pentru a-și promova ofertele, pentru a lua pulsul pieței și a stabili direcții pentru anii următori. Ei bine, de peste 40 de ani, de la eveniment nu lipsește compania regineană din domeniul instrumentelor muzicale, cotată ca cea mai mare din Europa. Dacă e o nouă ediție a Târgului Internațional de Muzică din Frankfurt, e o nouă participare pentru compania regineană producătoare de instrumente muzicale. Considerată cea mai mare fabrică din Europa, este nelipsită de la eveniment de peste 4 decenii. Expoziția a avut loc între 5 și 8 aprilie. E foarte important să participăm aici pentru că principala piață a noastră este totuși Europa. E mult mai ușor, mai convenabil să vindem în Europa, pentru că nu implică costuri de transport foarte mari, nu implică operațiuni vamale. De asemenea, la acest târg nu participă doar vizitatori și firme din Europa, participă din toată lumea. Chiar am fost surprins să avem mulți vizitatori din Orientul Mijlociu, din Australia și din Statele Unite. Și la ediția 2017, compania regineană a avut un stand în care a expus produse noi, dar și cele mai reprezentative instrumente. A fost o poziție mai pe mijlocul halei, mult mai expusă vizitatorilor și a fost cu doi pereți liberi, adică a fost un stand pe colț, fiind mult mai vizibil. Și am dus toată gama de produse, de la viori, violoncei, contrabași, chitare, acustice, clasice, mandoline, tot felul de instrumente etnice, educaționale. Tot acum, producătorul din Reghin a avut ocazia de a se pune la curent cu noutățile din domeniu și cu tendințele pieței mondiale, precum și cu evoluția acestui târg. Eu cred că a existat un interes mare din partea vizitatorilor, a clienților noștri. Cred că începe să se revigoreze și piața europeană. Acest târg, din păcate, s-a tot redus în dimensiuni în ultimii ani, însă eu sper să organizatorii să facă ceva să revigoreze, pentru că ar fi mare păcat să se piardă acest târg, fiind cred că singurul cu o așa infrastructură care au cei din Frankfurt. Aproape 2000 de firme din 55 de țări și-au expus produsele, instrumente muzicale, tehnică de înregistrare, partituri, cărți. Anul acesta la ediția Târgului Internațional specializat în industria muzicii, ce a avut loc între 5 și 8 aprilie. Școala gimnazială Augustin Maior din Reghin a găzduit joi cea de-a 22-a ediție a concursului de fizică ce poartă numele patronului spiritual al instituției. 26 de elevi de clasa a 7-a din întreg județul s-au prezentat pentru a se întrece în cunoștințe, dar și despre cel care a fost Augustin Maior. Tradiția merge mai departe în cazul concursului școlar reprezentativ pentru gimnaziul Augustin Maior din Reghin. Cea de-a 22-a ediție dedicată elevilor de clasa a 7-a a avut loc joi, cu participarea 26 de copii din tot județul. Reghin, Târgu Mureș, împrejurimile Reghinului, deci au fost din foarte multe școli, pentru că în general au fost cam câte 2-3 elevi dintr-o școală, deci am putea socoti undeva la 15 școli. Sunt Olber Dioză, sunt elev de la școala gimnazială Liviu Rebeanu din Târgu Mureș. M-am pregătit, profesoarea mea de fizică, Ciupo Rodica, și m-am pregătit foarte mult pentru concursul ăsta. Am avut mare emoție astăzi când am dat proba, dar... Cum ți s-au părut subiectele? Păi, subiectele au fost ușoare, numai proba aia despre Augustin Maior a fost mai complicată. Îți place fizica, să înțelegem? Sunt pasionat de fizică, am câteva probleme legate de fizică, dar sper că pot să le rezolv și să fac performanțe mai mari decât doar un concurs. Organizatorii concursului sunt încântați să știe că an de an materia fizică își găsește elevi destul de pasionați pentru a se pregăti special pentru o asemenea testare. Iar dincolo de probleme, evenimentul perpetuează personalitatea lui Augustin Maior. Acest concurs se vrea o recunoștință pentru patronul nostru spiritual, Augustin Maior, și este emblema școlii noastre. Este concursul care ne reprezintă cel mai bine pe noi ca școală.
Eu consider că a fost un succes această 22-a ediție a concursului de fizică Augustin Maior, prin pregătirea lui, prin organizare, desfășurare și finalizarea sa. Școala din Reghin poartă numele lui Augustin Maior de 24 de ani, iar concursul de fizică se organizează de 22 de ani fără întrerupere. Primăria Reghin, în colaborare cu Muzeul Etnografic Anton Badea, vă așteaptă marți, 18 aprilie, la ateliere de încondeiat ouă. Activitatea se desfășoară în cadrul programului Tradiții de Paști în Muzeu și se adresează elevilor cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani, dar și celor mari. Participanții vor descifra tainele meșteșugului de încondeiat ouă după o tehnică tradițională din Bucovina. În săptămâna luminată, în cadrul programului de educație muzeală Tradiții de Paști în Muzeu, Primăria Reghin, în colaborare cu Muzeul Etnografic Anton Badea, organizează marți, 18 aprilie, o activitate în care toți cei care iubesc meșteșugul vor învăța să decoreze ouă. În săptămâna luminată, în a treia zi de Paști, vom organiza în cadrul programului de educație muzeală Sărbători în Muzeu, ateliere de încondeiat ouă. Tradiții de Paști în Muzeu este o activitate prin care încercăm în fiecare an să ne amintim de lucrurile pe care le facem cu drag, de tradiții, de tot ceea ce ne face să trăim frumusețea acestei sărbători și să înțelegem semnificația. La ateliere vor putea participa elevi cu vârsta cuprinsă între 6 și 14 ani, dar și elevi cu vârsta între 15 și 18 ani. Cei mici vor putea fi însoțiți de părinți. Pentru că este o sărbătoare importantă pentru noi, pentru toți creștinii, ne-am gândit să o marcăm așa cum se cuvine, pentru că tradițiile din Bucovina sunt foarte frumoase și sunt recunoscute în toată țara și chiar și dincolo. Am invitat un creator popular, mai exact din Suceava, care ne va împărtăși tainele acestui meșteșug foarte frumos, valoros și creativ. În 18 aprilie vom avea două ateliere de încondeiat ouă, unul de la ora 11, al doilea de la ora 15 și vom învăța toate etapele pe care acest procedeu de decorare le presupune și care se află undeva între meșteșug, tradiție și artă. Oul oferit în dar este considerat un simbol al echilibrului, al creației și fecundității, dar și al vieții și reînnoirii naturii. Activitatea decorării ouălor organizată la Muzeul Etnografic își propune să învețe pe cei mici ce rol are oul de Paște și care sunt procedeele de încondeiere a acestuia. O reghineancă urcă pe mari scene românești alături de una dintre cele mai renumite actrițe din România, Stella Popescu. Se numește Raluca Straia, are 29 de ani și locuiește în București, unde activează, printre altele, și la teatrul Stella Popescu. Sâmbătă a avut premiera muzicalului Domnul Goie și ai lui, reghineanca interpretând chiar rolul micuțului Goie. Piesa se adresează celor mici, dar și celor mari și a fost pusă în scenă la Sala Mare a Palatului Național al Copiilor. Actrița originară din Reghin, Raluca Straia, a trăit o premieră de zile mari cu piesa Domnul Goie și ai lui, pusă în scenă de teatrul Stella Popescu, acolo unde își desfășoară activitatea. Reghineanca joacă alături de nimeni alta decât îndrăgita Stella Popescu. Spectacolul este o tălmăcire modernă, palpitantă a schițelor lui Caragiale, o producție care îmbină comicul de situație cu neprevăzutul, o derulare filmică sub inspirata bagheta a regizorului Dan Tudor. Muzicalul Domnul Goie și al lui, semnat de Roman Vlad, a avut premiera oficială sâmbătă la Sala Mare a Palatului Național al Copiilor, întrucât se adresează micilor spectatori, dar și adulților. Din distribuție, alături de Stella Popescu, fac parte Daniel Filipescu, Andrei Lazar, Andreea Blidaru, Ștefan Popov, Raluca Straia, Ramona Olteanu, Silviu Mihăilă, Rodica Ștefan, Adrian Dima, Florian Bala, Ștefan Fieraru. Publicul are ocazia să vadă și talentații dansatori ai baletului Teatrul Stella Popescu. Coreografia aparține lui Ștefan Soare. Pentru actrița din Reghin a fost o experiență deosebită. Un spectacol care m-a adus aproape de un colectiv cald și primitor, dar și de doamna Stella Popescu, cea pe care o admir de când aveam vârsta micuților noștri spectatori. A fost o bucurie și o provocare să fac cunoștință cu Goie, iar pentru asta nu pot decât să fiu recunoscătoare și să mulțumesc celui care a crezut în mine, regizorul, dar și profesorul meu, Dan Tudor.
Raluca are 29 de ani, este absolventă a liceului Lucian Blaga din Reghin și a Facultății de Arte Geo Saizescu din București. Momentan joacă la Teatrul Stella Popescu, la Teatreli și la Teatrul Metropolis din capitală. Avântul Reghin joacă un nou meci tare în Liga a 3-a de fotbal. Reghinenii primesc vizita liderului seriei, Hermannstadt. Vineri, 14 aprilie, de la ora 17, elevii antrenați de Vili Stoica luptă să obțină cele 3 puncte și să pună capăt șirului de 5 partide fără înfrângerea sibienilor. Avântul vine după 2 victorii consecutive în campionat contra celor de la FC Zalău și Sănătatea Cluj. Atenție, vine liderul! Avântul Reghin se pregătește de un nou duel tare în Liga 3-a Seria 5. Elevii antrenați de Vili Stoica primesc vizita sibienilor de la Hermannstadt vineri, 14 aprilie, de la ora 17. Partida de pe stadionul municipal din Reghin se anunță una spectaculoasă, asta și datorită formei excelente prin care trec ambele formații. Să fie un meci interesant, cu două echipe, spun eu, foarte bune și sperăm să câștigăm, fiindcă e important să legăm cele 3 puncte de la Zalău. Dar am mare încredere, băieții la fel cu siguranță au un moral foarte bun după această victorie și o să fie un meci pe cinste, spun eu. Reghinenii au un moral excelent după victoria cu 3-0 de pe teren propriu contra celor de la Sănătatea Cluj și după succesul la limită 1-0 în deplasare la FC Zalău din urmă cu o săptămână. După 22 de etape, Avântul ocupă poziția 8-a în clasament cu 29 de puncte, iar cei de la Hermannstadt conduc seria cu 50 de puncte, dar și cu un meci în plus față de reghineni. Formația din orașul Viorilor speră astfel să pună capăt șirului de 5 victorii consecutive în campionata sibienilor. Fluierul de start al partidei se va da vineri, 14 aprilie, de la ora 17. Dacă nu reușiți să fiți prezenți la meci, veți avea ocazia să urmăriți partida dintre Avântul și Hermannstadt la Dareghin TV, sâmbătă, 15 aprilie, de la ora 11. Săptămâna mare, cea de dinaintea învierii Domnului Iisus Hristos, este una plină de evenimente. Printre acestea se numără momentul în care Mântuitorul se ruga în grădina Ghețimani. Dar mai multe ne explică în cel ce urmează preotul Daniel Cota. Preotul Daniel Cota vorbește despre lucrurile, evenimentele și semnificațiile acestora, mai puțin cunoscute și înțelese de către oameni. Unul dintre aceste momente este atunci când Iisus se ruga în grădina Ghețimani. Este o evidență faptul că firea umană a Mântuitorului Iisus Hristos pusă în fața acestei drame, evident că în momentul acela omului Hristos era frică de cruce. Evident că în momentul acela anticipa oarecum acea situație, acea stare de părăsire pe care o reclamă la un moment dat Mântuitorul pe cruce. Însă, cu toate acestea, Mântuitorul acceptă lucrul acesta și își dă seama, sau el știe de la început, că el trebuie să săvârșească nu voia lui umană, ci voia divină. Voia lui divină. Pentru că nu numai Tatăl a hotărât întruparea patimile și învierea, ci întreaga Sfântă Treime participă la acest sfat, dacă doriți, care duce în cele din urmă la mântuirea omului. Un alt moment din evenimentele întâmplate în Săptămâna Mare, abordat în emisiune, este acela în care Iuda îl vinde pe Iisus. Iuda apare în mintea unor oameni ca cel care a contribuit la mântuirea neamului omenesc. Acest mod de gândire îi face să afirme că dacă nu ar fi fost Iuda, nu ar fi fost nici răstignirea lui Hristos și astfel, firea omenească ar fi rămas și astăzi în moarte. Sunt mai multe puncte de vedere. Deci noi din start trebuie să plecăm cu ideea următoare, că Iuda avea exact aceeași libertate ca și ceilalți apostoli. Deci să nu cumva să cădem în păcatul pe care îl mai auzim din când în când că așa a fost să fie, că Iuda a fost predestinat să facă el lucrul acesta. Nu e adevărat. Iuda a avut exact aceleași prerogative. Mântuitorul chiar îi spune lucrul acesta, că este exact egal în drepturi și în obligații cu apostolii. Spuneam că aici sunt mai multe planuri. Unii teologi spun că Iuda ar fi făcut parte din secta zeloților. Zeloții erau vârful de lancea revoltei împotriva Imperiului Roman și ei își doreau un Mesia, într-adevăr, un Mesia războinic, un Mesia care să ia sabia în mână și să-și conducă poporul către eliberare. Femeile mironosițe au avut și ele un rol foarte important în momentul învierii lui Iisus. Acestea s-au dus la revărsatul zorilor să ungă trupul Domnului cel răstignit și pus în mormânt, dar care, pe neașteptate, au devenit mărturisitoare ale învierii sale. Femeile mironosițe au dovedit un mare curaj al credinței și al mărturisirii, prin faptul că dragostea lor pentru Domnul Iisus Hristos a fost mai puternică decât teama de cei care l-au condamnat la moarte și l-au răstignit. Exista un ritual iudaic care prevedea astfel de slujbe în fiecare, în câteva zile după momentul înmormântării.
Însă eu nu cred deloc că este întâmplător, pentru că spunea cineva că lui Hristos nu i-au făcut niciodată rău femeile și copiii în toată Sfânta Scriptură. Femeile mironosițe sigur că sunt credibile, tocmai pentru că pare incredibil ceea ce spun ele. În momentul în care femeile mironosițe se duc și le spun apostolilor, aceștia nu le cred. Doamnelor și domnilor, știrile se încheie aici. Eu sunt Marcela German și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Săptămâna mare, o săptămână luminată. În gospodăriile românești cresc pregătirile în amploare, în apropierea sărbătoririi Învierii Domnului, sărbătorile pascale, o perioadă atât de importantă în viața spirituală a românilor și nu numai. Jurnal de Reghin, invitatul meu din această seară este Florin Bengean, istoric. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Domn profesor, ținând cont de formația dumneavoastră și de teolog, cred că ar fi bine, cum spuneam, suntem în săptămâna mare, o săptămână plină de semnificații. Din punctul meu de vedere, ca și creștin, o săptămână a pioșeniei, a smereniei. Să facem o incursiune puțin să vedem, au fost duminică floriile, e o săptămână care fiecare zi are o semnificație aparte. Cum spuneam, să facem o incursiune în această perioadă de sărbătoare pentru și pioșenie, smerenie pentru creștini. Ne aflăm în săptămâna mare, în săptămâna patimilor, o perioadă care premerge Sfintei Sărbători a Învierii din Morți a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Cum bine știm cu toții, acest mare praznic împărătesc, cea mai mare sărbătoare a creștinătății, este precedată de o perioadă de pregătire de 7 săptămâni de post. Vorbim efectiv de 6 săptămâni de post, plus săptămâna mare, săptămâna patimilor, în care pregătirea spirituală a tuturor credincioșilor trebuie să fie la cote dintre cele mai ridicate. Vorbim despre postul mare sau postul Paștilor, o perioadă de pregătire, o perioadă de post destul de aspru, este cel mai lung și poate cel mai greu post din timpul anului bisericesc, în care sunt doar 2 zile de dezlegare la pește și unde lemn și vin, în zilele de sărbătoarea Bunei Vestiri, 25 martie, și de sărbătoarea Floriilor. Precum am spus, în aceste zile traversăm săptămâna patimilor. Așa o numim efectiv săptămâna patimilor pentru că se referă toată această săptămână în jurul cruntelor suferințe pe care Mântuitorul Hristos le-a suferit pentru păcatele întregii omeniri. După ce în sâmbăta lui Lazar, în sâmbăta de dinaintea Floriilor, Mântuitorul Iisus Hristos se afla în localitatea Betania, unde l-a înviat din morți pe prietenul său Lazar, a doua zi de dimineață, a fost primit ca un adevărat rege în cetatea Ierusalimului, ceea ce denumim atât de frumos intrarea triumfală a Mântuitorului în Ierusalim, care este totodată și sărbătoarea Floriilor, o sărbătoare a florilor. Mântuitorul a intrat călare pe un mânz asin, pe un animal firav, pe un animal blând și a fost aclamat de mulțime cu osanale, strigând: Osana, fiului David, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Ceea ce este surprinzător este faptul că acești oameni care îl primeau atât de frumos, cu evlavie și cu credință pe Mântuitorul în această sfântă zi, cu câteva zile mai târziu, o să îi ceară condamnarea la moarte. Ce spune istoria religiilor? Aici au fost nenumărate discuții în timp și poate interpretări. Pot să existe interpretări sau istoria religiei și această săptămână, această perioadă, este doar una fără interpretare? Categoric. Această săptămână este o săptămână a patimilor, este săptămâna mare.
Nu există cale de discuție, lucrurile sunt foarte clare, Mântuitorul și-a asumat firea sa omenească și a urmat planul clar și concret dumnezeiesc de a urma jertfa, patimile sale, pentru ca prin aceste patim și jertfe și mai ales prin învierea sa să distrugă păcatul omenirii și să-i dea omului posibilitatea de a se mântui. Vorbim așadar de Săptămâna Mare. Intrând de luni în Săptămâna Patimilor, în aceste zile Mântuitorul era împreună cu ucenicii săi, cu apostolii, însă era extrem de trist pentru că știa ce urmează să-i se întâmple. Știa, nu? Presimțirea știa. Era dincolo de noi. Era de mai noi. Mult decât o presimțire, pentru că Mântuitorul Iisus Hristos, fiind a doua persoană a Sfintei Treimi, Fiul lui Dumnezeu, întrupat, după sfatul dumnezeiesc, cunoștea absolut tot ceea ce avea să-i se întâmple și doar aștepta să se deruleze acest plan. Însuși, Mântuitorul spunea că dacă el nu vroia să se lase prins, nu puteau să-l prindă. Iar fiind cu apostolii care și ei s-au cutremurat, s-au temut, chiar s-au lepădat, vorbim de apostolul Petru, care s-a lepădat de 3 ori de Mântuitorul Hristos, în Miercurea Mare a avut loc vinderea lui Iisus. Cele mai importante zile sunt zilele începând cu joi, Joia Mare. Suntem astăzi chiar în ziua de joi, suntem în Sfânta zi de Joia Mare, în care rememorăm mai multe evenimente care s-au întâmplat atunci. Ar fi de menționat aici un exemplu desăvârșit de smerenie a Mântuitorului, care a spălat picioarele ucenicilor săi cu care era împreună. Apoi a instituit Sfânta Taină a Euharistiei, a participat la acea cină cea de taină, cum o numim. Poate cea mai cunoscută cină a creștinătății cină. Și a umanității. Exact. Cea mai cunoscută cină a umanității. Și spălarea de picioare a apostolilor mi se pare o pildă extraordinară care după atâtea sute de ani și mii de ani e atât de actualitate, aș putea spune. E o pildă. E o pildă pe care poate puțin dintre noi putem să o înțelegem și să o acceptăm. Chiar și astăzi cu bucurie putem spune că unii călugări evlavioși în sfintele noastre mănăstiri sau în ierarhi chiar practică această rânduială a spălării a spălării picioarelor ucenicilor, adică a celor mai mici ca ei în rang. Este un lucru deosebit, este o expresie de smerenie. Ce vreau să transmită prin această pildă Mântuitorul? Cred că aici e esența. Smerenia. Smerenia care este o virtute de căpătâi. Toate virtuțile sunt importante, dar smerenia are locul ei aparte și fără smerenie celelalte nu și-au sensul. Smerenia este opusul orgolului, opusul mândriei, opusul trufiei da. Care îl face pe om să decadă în ochii lui Dumnezeu și în ochii credincioșilor. După aceea, în ziua de vineri, care este cea mai neagră zi din anul calendaristic bisericesc, efectiv a avut loc jertfa cumplită a Mântuitorului Iisus Hristos. Bineînțeles, după cunoaștem așa numitul proces al Mântuitorului, care nu prea a fost un proces luat noțiuni de drept, nu prea a fost un proces. Toate că romanii stăpâneau dreptul și Imperiul Roman a propovăduit noțiunile de drept și noțiunile, poate cel mai bine, noțiunile de justiție alături și de, sigur, de alte popoare, de greci, se pare că acolo s-a întâmplat ceva. Dreptul nu a fost așezat în dogmele normale și firești. Să știți că dreptul civil trebuie să fie și este în strânsă legătură cu dreptul canonic bisericesc. Vorbim aici despre un imperiu roman care era păgân la acea vreme. Vorbim despre Ponțiu Pilat, procuratorul roman care stăpânea acele teritorii din Țara Sfântă, care era un om, din punct de vedere politic, extrem de slab.
era, putem spune, nu putem spune că era un om credincios, dar nici necredincios nu era. Știm acea spălare pe mâini în care a zis judecați-l, luați-l, judecați-l. Și a rămas expresia, nu? De-a pururea, te speli pe mâini. Da, te speli pe mâini. E o sintagmă foarte, foarte profundă. Adică te scapi de ceea ce... Nu ți-asumi. De ceva, nu ți-asumi. Arunci în altă parte. Și efectiv a avut loc jertfa mătitorului după chinuri cumplite. Aici vorbim iarăși despre un aspect extrem de interesant, despre acea pedeapsă, răstignirea pe cruce. Știm cu toții că în acea perioadă răstignirea pe cruce era pedeapsa care se acorda celor mai mari tâlhari, celor mai mari ticăloși ai vremii aceleia. Era răstignirea pe cruce, erau bătute cuie în mâini și în picioare, după care cel condamnat, dacă nu murea pe cruce, îi se zdrobeau florile picioarelor. Dacă nici așa nu muria, efectiv dădeau drumul la fiare ca să-l sfâșie de pe cruce. Niște pedepse inimaginabile. Inimaginabile, inumane. Inumane. A și fost, pe urmă, după ani mulți, totuși această pedeapsă a fost abolită. Însă, ceea ce este important de remarcat este faptul că vorbim despre o transfigurare a sensului crucii. Din obiect de tortură, prin jertfa, prin patimile Mântuitorului, acest obiect a fost transformat în obiect de cinstire. A devenit simbol al mântuirii. Este momentul în care crucea a devenit simbol în acel moment, al mântuirii? Exact. În acel moment, crucea a devenit un simbol al mântuirii și un semn al creștinilor. Cei care își făceau semnul Sfintei Cruci erau recunoscuți ca fiind creștini. De multe ori, în secolele de început, când creștinismul încă nu era o religie permisă, se ascundeau oarecumva să nu fie recunoscuți creștinii ca să nu fie pedepsiți, pentru că știm foarte bine că până în secolul IV, până la Constantin cel Mare, la edictul din 313 de la Milano, religia creștină a fost o religie interzisă. Deci vorbim despre lucruri extrem de interesante în această zi sfântă de vineri, după care, mă rog, a avut loc suferința dramatică a Mântuitorului pe cruce, deci undeva cam la ora, să zicem, ora amiezei, ora 12 a fost răstignit pe cruce și cam după 6 după amiaza a murit pe cruce, după o suferință cruntă, cum am spus, înainte de a muri, înainte de a-și credința sufletul în mâinile Tatălui Ceresc, a exclamat cuvintele Eli, Eli, lama sabachthani, în evreiește, înseamnă Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Atât de crunt a fost suferința încât Mântuitorul a exclamat aceste cuvinte de un dramatism extraordinar. Pe de altă parte, domn profesor, această suferință și această jertfă nemaipomenită și pentru creștini, pentru oameni, era însoțită paradoxal de, sau încerca să transmită dragoste, compasiune, recunoștință Mântuitorul? Putem spune așa? Însuși, actul în sine este expresia unei dragoste desăvârșite. Însuși Mântuitorul s-a întrupat pe pământ, fiind și Dumnezeu și om în același timp, din dragoste desăvârșită. Constatându-se că păcatul omenesc a ajuns atât de departe încât omul nu se mai putea mântui singur, sfatul dumnezeiesc, vorbim aici de sfatul dumnezeiesc, adică cele trei persoane ale Sfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, persoana a doua, Fiul, a luat trup omenesc, ca expresie acelei dragoste desăvârșite. Iar după aceea, când era cu apostolii, îi îndemna, spunându-le, iubiți-vă unul pe altul, precum și eu v-am iubit pe voi. Creștinilor le dă sfaturi, iubiți-vă unul pe altul, precum Hristos a iubit biserica. Dumnezeu a iubit atât de mult biserica și lumea, încât pe Fiul Său, ce unul născut, l-a trimis în lume, ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Ca oricine crede în El să se poată să se mântuiască. Această mântuire a neamului omenesc nu se putea realiza decât prin intervenție dumnezeiască. Nu a mai fost o intervenție dumnezeiască ca în Vechiul Testament, când a pierdut lumea, la potop, cu Noe, cunoaștem. A fost o intervenție mântuitoare. Bineînțeles că oarecum directă. Directă.
Bineînțeles că această intervenție nu asigură omului de la sine mântuirea. Deci mântuirea este ceva dublu, o parte dumnezeiască și o parte omenească. Dumnezeu asigură mântuirea tuturor oamenilor. Acum depinde și oamenii dacă vor efectiv să se mântuiască. Cu siguranță că ar vrea, dar trebuie să și poată și trebuie să cunoască toate valențele spirituale, toate instrumentele spirituale la îndemână ca să poată să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Cu siguranță că vorbim apoi despre cea mai mare minune a omenirii, a lumii din toate timpurile, învierea din morți, cea de-a treia zi a Mântuitorului Iisus Hristos. Cu siguranță că au fost mulți care, mă rog, au spus că nu este real. S-au îndoit. Însă nici pe departe, adeverirea morții și învierii Mântuitorului sunt foarte clare. Domn profesor, vorbim de începuturile, și spuneați de începuturile creștinătății, erau, vorbim de 2 milenii în urmă, e atât de incredibil timpul, irreversibilul. Oarecum Mântuitorul dorea să transmită poate și un mesaj, credința către oameni, credința te poate face, vorbim de începuturi, credința te poate face mai bun pentru tine, pentru semeni și pentru societatea de la vremea aceea și în cursul milenilor. Cu siguranță, Mântuitorul în activitatea sa pământească a cultivat și virtutea credinței și celelalte virtuți. Chiar în timpul activității sale i-a spus slăbănogului, credința ta te-a mântuit? Deci iată, ideea credinței este vehiculată de însuși Mântuitorul. Toate virtuțile creștine sunt redate de Mântuitorul în timpul activității sale pământești, care este o activitate pământească. Cunoaștem, deci, începutul activității publice a Mântuitorului a fost la 30 de ani, când s-a botezat în râul Iordanului. Vorbim despre acea activitate de după 30 de ani, despre care vorbesc Sfintele Evanghelii și despre care avem detalii. Întreaga activitate pe pământ a Mântuitorului și toate lucrurile care s-au întâmplat pe pământ cu Mântuitorul Iisus Hristos, toate sunt o redare clară a învățăturii dumnezeiești pe care a dat-o apostolilor ca să o transmită tuturor popoarelor, să o împrăștie în lume. Să o împrăștie în lume, da. Ceea cunoaștere ce... și credință. Și învățături. Învățăturile de căpătâi, putem defini, să spunem, principalele învățături, cele de căpătâi pe care Mântuitorul le-a adus apostolilor ca la rândul lor să împrăștie în omenire? Principalele învățături sunt credința și faptele bune. Poate cea mai înaltă virtute, nu știu, după părerea mea, vorbim de virtuți umane, sau poate printre cele mai înalte virtuți umane este bunătatea sufletească. Categoric. În primul rând, virtutea de pornire, ca să zicem așa, este credința. Pentru că cineva care nu are credință nu poate face celelalte virtuți. Apoi, cum spune Apostolul Pavel, Apostolul Neamurilor, vorbim despre acea credință lucrătoare prin iubire. Aici intervine alte virtute, iubirea, dragostea. Cu atât mai mult Mântuitorul îndeamnă la iubirea vrăjmașilor. Faceți bine celor ce vă urăsc pe voi. Pare incredibil. Sigur, pentru noi ne raportăm la noi și la vremurile noastre. Pentru noi ca oameni este incredibil și parcă este din ce în ce mai greu, este greu. Dacă cineva ne-a făcut un rău, voluntar sau involuntar, parcă vrem să ne răzbunăm, vrem să ne pedepsim. Venim în timpurile noastre și vorbeam, domn profesor, înainte de emisiune, nu știu, parcă e prea multă încrâncenare. Acum facem sigur un arc colosal în timp, e prea multă încrâncenare, prea multă înverșunare. Făcând un arc peste timp, cum bine ați spus, până în zilele noastre, este o înverșunare a inimii, este o înverșunare a sufletului, a minții, a gândului, a inimii. Și asta datorită unei secularizări, datorită unei goliri de valoare, datorită unei răsturnări a valorilor, datorită unei crize morale, în primul rând, de unde derivă și celelalte sociale, economice, prin care societatea românească, europeană și mondială trece în zilele noastre. Cred că este nevoie, poate mai mult ca oricând, în zilele noastre, să revenim să ne întoarcem la valorile creștine. Să ne fața. Ar trebui. Învățătorile spuneau și așa ceva. Să ne întoarcem întotdeauna fața spre credință, spre semeni, spre oameni, vorbind de virtuți.
trebuie să ne întoarcem în primul rând fața spre Dumnezeu, spre biserică și spre semenii noștri, pe care trebuie să-i ajutăm cu ce putem, cum putem, cum relaționăm fiecare în societate. De exemplu, uitați, în aceste zile de post aspru, de exemplu, ziua de mâine, ziua de vineri, vinerea seacă, vinerea mare, este cea mai neagră zi a anului calendaristic bisericesc. Este o zi în care, mă rog, biserica îndeamnă la post aspru, chiar la post negru pentru cine poate, pentru a aduce în actualitate acea dramă. E o jertfă minoră. Jertfa Mântuitorului. Categoric. Însă, este o jertfă minoră de care este nevoie. Comparativ, e minor, nu? E puțin. Ca și muritor de rând, e foarte puțin dacă putem face asta, repet, comparativ cu jertfa Mântuitorului. Este un minim de la care trebuie să plecăm. Ne trebuie un restart. Ne trebuie un punct de plecare. O rampă de lansare de la care să putem pleca și cum spuneam, în aceste zile, în Sfintele noastre biserici se săvârșesc slujbe extraordinare. Astăzi, în Sfânta și Marea Zi de Joi, în cadrul Sfintei Liturghii, s-a sfințit ceea ce numim în popor Paștile. Pâinea și vinul s-au sfințit astăzi, în această zi de Joia Mare. Care este semnificația? Sigur că foarte mulți dintre noi o cunoaștem, foarte mulți dintre spectatori. De ce pâine și de ce vin, domn profesor? Este o prefigurare a Euharistiei. Este o preluare a sensului liturgic al Sfintei Euharistii. Pâinea semnifică, în primul rând, trupește, luat hrana noastră cea de toate zilele. Spiritoare reprezintă trupul Mântuitorului Iisus Hristos, care se frânge de fiecare dată în Sfânta Liturghie pentru păcatele oamenilor. Iar vinul este un aliment. Iar pe de altă parte, vinul este sângele Mântuitorului. În cadrul Sfintei Liturghii la Epicleze, prin rugăciunea preotului, vinul devine sângele Mântuitorului vărsat pentru păcatele noastre. Deci este o prefigurare a Euharistiei și are o încărcătură simbolistică acest element pe care noi îl numim Paști, care se împarcă din cioșilor, se sfințesc în ziua de joi, se împarcă din cioșilor în noaptea de înviere sau chiar în ajun, însă credincioșii pe stomacul gol iau Sfintele Paști în fiecare dimineață. Este o simbolistică aparte a Euharistiei și este bine ca, mă rog, credincioșii să se împărtășească cumva, în ghilimele, fiind spus, cu pâine și vin, cu trupul și sângele Mântuitorului. Iar în ziua de joi, ai seara, în Sfintele Biserici, se săvârșește denia celor 12 Evanghelii. Este o slujbă foarte frumoasă în care, prin cele 12 Evanghelii, sunt redate patimile Mântuitorului așa detaliat, cum au prezentat cei patru evangheliști. Apoi, ziua de vineri, cum am spus, este cea mai neagră zi a anului bisericesc. Este o zi aliturgică. În această zi nu se săvârșește Sfânta Liturghie. Sfânta Liturghie însă și este o jertfă. Dar s-a considerat că în această zi ajunge jertfa Mântuitorului de pe cruce. Nu mai încape încă o altă jertfă. E suprema jertfă care s-a putut întâmpla și nu se mai săvârșește Sfânta Liturghie în această zi. Iar seara în biserică se săvârșește denia prohodului Domnului, cum ar veni o slujbă de înmormântare a Mântuitorului Iisus Hristos. Este o slujbă foarte frumoasă, o slujbă în care credincioșii participă cu drag, este o slujbă în care se îmbracă veșminte cernite, o slujbă de doliu, pentru ca apoi, după aceea, în Sfânta Noapte de Înviere, la miezul nopții, la orele 12, cu toți creștinii, să ne bucurăm de cel mai mare praznic împărătesc, care este sărbătoarea Învierii Mântuitorului, cea mai mare și mai măreață sărbătoare a creștinătății, care a schimbat cursul istoriei omenirii, cursul istoriei creștinismului, l-a schimbat această sărbătoare, care are niște dimensiuni și niște valențe spirituale extraordinare.
Vorbim apoi de atitudinea oarecum șovăielnică, îndoielnică a apostolilor, care fiind alături de Mântuitorul, nu că s-au îndoit, dar s-au temut. În momentul când Mântuitorul era pus pe cruce, doar ucenicul său Ioan era alături de el, dintre apostoli. Erau femeile mironosițe, era și Maica Domnului, vă dați seama, mama sa, văzându-l pe cruce, în acele chinuri cumplite. Ce suferință cumplită a trecut prin inima ei însuși. I s-a profețit cu mult timp în urmă, Fecioare Maria, că sabie va trece prin inima ei, și a trecut o sabie care a provocat o suferință cumplită. Mântuitorul fiind pe cruce și încă nu a murit, a încredințat-o pe mama sa, ucenicului său iubit, prietenul său Ioan, zicând: fiule, iată mama ta. Și maicii sale a zis: mamă, iată fiul tău. Oare cumva i-a lăsat pe unul împreună cu celălalt. Putem vorbi și despre iertare. Mântuitorul a suferit pe cruce cumplit, însă ne aducem aminte de apostolul Petru, care s-a lepădat de Mântuitorul. Și uitați, domn profesor, ați vorbit despre apostoli. Biserica a canonizat pe toți apostolii și sunt figurile centrale, să le spunem, în cel puțin în ortodoxism și cred că nu numai. Totuși au fost recunoscute meritele lor, nu? Vorbind în termeni tehnici, practici, ai creștinătății în 2000 de ani, figurile lor au fost canonizate și le-au fost recunoscute meritele, chiar dacă însuși apostolul Petru s-a lepădat și ceilalți, fiindcă era o teamă firească, nu? Putem spune despre un lucru foarte clar. Apostolii erau în primul rând oameni. Oameni. Și oameni simpli, și oameni modești. Însă oameni pe care Dumnezeu i-a ales să fie pescar de oameni. Oameni pe care Mântuitorul i-a văzut cu un profund caracter religios și i-a chemat dintre ceilalți ca să fie păstori de oameni. Le-a insuflat Duhul Sfânt ca să poată propovădui. Totuși erau oameni aleși. Erau oameni aleși, dar totuși erau oameni. Erau oameni cu păcat. Erau oameni păcătoși. Însă Mântuitorul i-a iertat. Și avem acest exemplu al lui Petru, repet, care s-a dus și a plâns pe pieptul Mântuitorului după ce l-a părăsit, și Mântuitorul l-a iertat. Din nou e supremul în când vorbim despre iertare. Exact. Este suprema iertare. Teologii mari ai ortodoxiei. Mântuitorul l-a iertat și pe Iuda. Asta vreau să spun. Exact asta vreau să spun. Mântuitorul l-a iertat și pe Iuda. Iuda a fost doar un instrument. Da, un vârf de lance. Un vârf de lance prin care s-a întâmplat această jertfă deosebită. Însuși Mântuitorul a spus că dacă nu vroia să se lase prins, nu putea să-l prindă. Vorbind, suntem în ziua de joi, cina cea de taină, Mântuitorul oarecum adunându-i pe toți în preajma sa, a simțit, nu? Că știa că va fi trădat. Mântuitorul știa foarte bine. Știa și chiar l-a spus ucenicilor: unul dintre voi mă va vinde. Și chiar s-a adresat lui Iuda și oarecum v-a spus că ce are de făcut să facă mai repede. Pentru ca să se împlinească scripturile, pentru ca să se împlinească jertfa Mântuitorului, așa cum a fost prorocită și așa cum a fost profețită cu sute multe de ani în urmă. Cu siguranță că putem vorbi despre o expresie a iertării depline și desăvârșite, și este un model de iertare. Și iată cum Mântuitorul în fiecare episod ne oferă câte o valență de aceasta a spiritualității. Odată ne oferă dragostea, odată ne oferă iertare, odată credința. Sunt reperele de bază, nu? Întotdeauna omenirea a avut nevoie de a se raporta la ceva, la sisteme de valori. Și când vorbești de o raportare la sisteme de valori, ai nevoie de aceste valențe, nu? Și chiar dacă, îmi spuneam, au trecut două milenii,
vorbim despre dragoste, vorbim despre iertare și suntem oameni și ne întoarcem poate de doar de două ori pe an, așa, în linii mari, la aceste valențe și la aceste înalte virtuți, la Crăciun și la Paști. Poate ar fi timpul sau cazul să fim întotdeauna plini de dragoste și capabili de iertare? În fiecare zi și în fiecare clipă, sufletele și inimile noastre trebuie să fie capabile de aceste virtuți cardinale, de dragoste, de iertare, de smerenie și de toate celelalte virtuți. Vorbim de o adevărată cunună de virtuți. Referitor la aceste patime ale Mântuitorului și la atitudinea șovăielnică a oamenilor care, mă rog, l-au părăsit pe Mântuitorul odată ce l-aclamau Ierusalim și pe urmă la patim au cerut condamnarea sa la moarte, îmi vine în minte faptul că poetul nostru național Mihai Eminescu, care este un poet cu profunde opera sa, cu profund caracter spiritual, are mai multe poezii, poezia Crist, de exemplu, în care redă aceste patime ale Mântuitorului și chiar redă această atitudine extrem de îndoielnică, șovăielnică a oamenilor care l-au trădat pe Mântuitorul la Ierusalim. Poetul Mihai Eminescu se întreba, cum au putut oare? Și își dădea și răspunsul, uscăciunea inimii, lipsa valorilor, au fost oameni slabi, au fost oameni falși, dacă odată l-aclamau pe Mântuitorul și la câteva zile îi cereau condamnarea. Da. Tot Eminescu vorbește în poezia Învierea despre modul în care cu mama sa, cu dulcea mea mamă, cum spunea el, se ducea la slujba de înviere în satul său natal, în Ipotești. Sunt episoade extraordinare. Domnul profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră. Vă doresc sărbători frumoase și poate cu toții să medităm în aceste zile și nu numai la ceea ce spuneam la înaltele virtuți. Vă mulțumesc și eu pentru această onorantă invitație. Vă doresc dumneavoastră, colaboratorilor și tuturor creștinilor din întreaga lume să petreacă Sfintele Sărbători cu pace, cu bucurie, cu lumină în suflete, în inimă, în gând și, de ce nu, cu nădejde și cu speranță într-un viitor mai bun. Doamne ajută! Doamnelor și domnilor, îți apropie învierea. Cum spuneam, e o perioadă de meditație, de smerenie. E important să ne umplem sufletele de tihnă, de oameni dragi, de gânduri bune și de fapte bune. E vremea faptelor bune, dar nu numai în această perioadă. Fapte bune ca să ne fie bine și nouă, să vă fie bine și dumneavoastră. Vă doresc sărbători frumoase. O seară plăcută!